Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune în fotoliul cu Gimp, aici în studioul Capital TV, televiziunea pe bună. Sunt Adrian Simeon, astăzi îi avem ca și invitație la această oră pe domnul Cristian Grigoraș, candidat pro-România la funcția de primar al municipiului Hunedoara și în același timp pe domnul Bogdan Toma, candidat pro-România la funcția de consilier local, tot pentru municipiul Hunedoara. Bună ziua, domnilor! Bun venit în studioul Capital TV! Bine v-am găsit! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noștri! Bună ziua, vă spun și eu și salut cu mare drag pe toți cei care ne urmăresc. Domnule Grigoraș, de când nu v-am mai văzut, ați albit. Sau așa ați fost tot timpul? Da, dar întotdeauna culoarea părului vine și cu experiența. Ce să facem, tracasele vieții și dacă vrem să ne implicăm, Dumnezeu ne lasă să și albim. Griji, necazuri, așa multe? Sau e o chestie genetică? Necazuri ca toți și ceilalți, ca și telespectatorii noștri de altfel, pentru că asta este viața până la urmă. Dacă vrei să faci ceva, vin la pachet și necazurile, dar în același timp și bucuriile. Păi nu că e o vorbă, că la toți ni-e greu, dar nu la toți la fel și într-adevăr. Nu în același timp. Nu în același timp, iar în timpul acesta sper să ne fie cât mai bine, cel puțin măcar pentru viitorii 4 ani, pentru că de asta și candidăm. Am înțeles. Domnule Toma, dumneavoastră sunteți cu of, măi, măi. Adică sunteți cântăreți. Ce căutați în politică? Cântăreți, interpret de muzică populară, cântăreți un pic pe orativ. Da, sunt... Spus. Ce căutați în politică? Așa cum a spus în anumite prezentări ale mele, sunt artist Hunedorean, cunoscut ca și interpret de muzică populară din... care mesager al Ținutului, da, Pădurenilor. Cred că am și alte calități, nu doar cele de a cânta. Îmi doresc să mă implic mai mult în viața Hunedorenilor, în viața concetățenilor noștri. Pe lângă meseria de cântăreț, să spun așa, am absolvit și o facultate de inginerie, am absolvit și o facultate de drept și cred că... Deci omul e polivalent, așa, nu? Da, eu am început cariera artistică ca un hobby, fiind copil, și s-a dezvoltat încet și în timp și cu timpul am ajuns să-mi construiesc o carieră în acest domeniu, iar școlile făcute pe lângă cariera muzicală, pentru că de mic am primit învățăminte de la părinții mei, totdeauna să fac și școală pe lângă faptul că să nu mă rezum doar la faptul de a cânta, pentru că nu se știe niciodată ce ne rezumă viața. Sunt mândru de realizările mele pe plan profesional și sunt în același timp bucuros că pe lângă cariera artistică am reușit și să termin două facultăți. Bravo! Ce să zic? Ce vârstă aveți dacă... 30 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc, asemenea. Domnul Grigoraș, dumneavoastră cu primăria, ce treabă aveți? Eu sper ca primăria și până la urmă concetățenii mei, locuitorii municipiului Hunedoara, să spună că am o treabă, pentru că există în tot ceea ce am făcut în viață și o legătură cu administrația publică și, bineînțeles, cu experiența politică. Iar pentru că nu numai eu, chiar și cei din jurul meu consideră că sunt pregătiți pentru asta, vrem să venim cu un pachet un pic mai altfel, cu o vitalitate și cu voința tinerilor din echipa noastră de a rămâne în Hunedoara, iar prin asta trebuie să facem ceva pentru Hunedoara, pentru că altfel, încet, încet, nici noi nu o să mai avem ce să facem acasă. Iar implicarea mea în politică derivă tocmai din dorința aceasta de a ne duce mai departe și a dezvolta împreună cu toți ceilalți candidați și cei care, prin încredere, prin exprimarea votului de încredere de către hunedoreni, vor ajunge în Consiliul Local. Să încercăm să facem ceva. Pe Facebook vă fac unii traseist politic. Să spunem, nu știu. Păi, dumneavoastră ce le spuneți? Da, le spunem și în același timp invităm să fie foarte activi pe pagina noastră, pe prohunedoara.ro, cât și pe pagina noastră de Facebook Pro România, municipiul Hunedoara, pentru că, sincer, poate și de aici dorința de a candida acum, atât pentru poziția de primar a municipiului Hunedoara, cât și în Consiliul Local al municipiului Hunedoara. Domnul Grigoraș, mi-ați ocolit răspunsul. Stați politician, am adevărat. Încerc să nu locolesc și... De ce la Pro-România? Și încerc să le explic și cetățenilor municipiului Hunedoara de ce la Pro-România și de ce acum. Așa.
ne-am săturat și în discuțiile pe care le-am avut cu colegii, cu echipa Pro România din municipiul Hunedoara, am ajuns la concluzia că este suficient ca fiecare candidat, odată la 4 ani, să vină să ne spună care sunt proiectele lui pentru Hunedoara, ce vrea pentru Hunedoara. Pe noi ne interesează mult mai mult ce își doresc cetățenii pentru Hunedoara, iar noi, prin experiența și odată ajunși acolo în Consiliul Local, prin votul lor de încredere, să punem în aplicare ceea ce își doresc oamenii. De ce Pro-România acum? Cred că nu mai este cazul și oamenii pot să amendeze sau să aprecieze acest lucru, să discutăm de doctrină politică în România. Se vede foarte clar că o guvernare de dreapta ia măsuri de stânga populiste mult mai mult decât ar trebui, decât îi permite bugetul. Se vede că o guvernare de stânga ia măsuri de dreapta încercând să revitalizeze poate economia. Nu știu dacă se mai poate discuta de o doctrină de dreapta și de stânga. Este un amalgam în care, de fapt, ar trebui să selectăm calitatea oamenilor care pun în aplicare niște politici publice și, așa cum spuneam, dorințele cetățenilor, până la urmă, nu dorințele proprii. Cel puțin asta ne dorim. De ce Pro-România acum? Pentru că a fost o formațiune și o organizație care mi-a oferit posibilitatea și libertatea de a forma o echipă și de a ne duce într-o politică pentru cetățean. Nu neapărat cum se întâmplă, din păcate, în partidele mari consacrate, cu o impunere de la centru. Astea sunt proiectele noastre și astea trebuie să le implementați. Nu. Cred că este momentul, în 2020, la 30 de ani după ceea ce ne-am fi dorit a fi revitalizarea României, măcar acum, la 30 de ani după acel moment, să ne ducem politica după om. Să luăm de la om ceea ce vrea și noi, prin expertiza noastră, să punem în practică. Păi bun, și asta înseamnă că noastră v-ați dori fotoliu de primar al Hunedoarei din partea Pro-România. Dar pentru asta ar trebui să aveți și o echipă cu care să vă prezentați pentru Consiliul Local. Absolut. Înțeleg că domnul Bogdan Toma este unul dintre cei care se află pe listele noastre, nu? Da, este chiar cel care deschide lista noastră de consilier adică local. Locul pentru 2, că, nu? Este locul 1. Păi dumneavoastră nu sunteți pe locul 1? Surprinzător, nu. Eu sunt pe locul 2 tocmai pentru a da încredere echipei în acest proiect politic. Pentru că nu discutăm de proiecte de aplicat în comunitate. Revin și voi repeta asta la nesfârșit. Deci de ce v-ați fost pe locul 2? Ne dorim ca oamenii să vină cu proiecte. Pentru a da... Regula e cine candidează la primărie. Asta este o regulă. Este o regulă impusă iarăși de partidele mari. Așa. Tocmai pentru că vrem să arătăm că suntem altceva și nu facem politica pe care și-o doresc partidele mari. Dovadă chiar și afișele și materialele noastre de promovare. Sunt cu totul și cu totul altfel. Puneam accent pe om, pe oamenii din echipă, nu pe formațiune neapărat. Pentru că trebuie să spargem odată aceste bariere. Politica este pentru om. Ne aflăm într-un partid politic doar pentru a fi într-o structură organizată cu care să facem treabă, pentru că asta este legislația din România. Și așa putem să facem. Știm foarte bine că o candidatură independentă aproape că este fără sorți de izbândă. România încă nu este pregătită pentru așa ceva și atunci este firesc să fie nevoie și de un vehicul politic. Este nevoie de un vehicul politic pentru că sunt și structuri de Consiliu Județean, este un parteneriat între toți membrii din Pro-România. Dar acest parteneriat trebuie să funcționeze după dorința celui căruia îi cerem votul, nu după dorința noastră. Deci nu să stăți pe locul 1. Da. Ați negociat bine. Nu am negociat, să știți. Când am primit propunerea, am primit inițial un alt loc, după aceea din partea echipei Pro-România mi s-a propus să fiu pe locul 1. Nu am negociat, nu este felul meu de a negocia, nu sunt un negociator din fire. Trebuie să fii și animal politic câteodată. Nu știu, eu sincer am intrat cu gândul că și vreau să fie și altfel. Eu vreau să fiu altfel. Nu știu dacă voi reuși, eu asta îmi doresc. Sunt și oameni sinceri acum, eu vreau să mai fiu încă unul în plus. Cu gândul acesta am intrat și să fiu cât mai mult implicat. Domnul Toma, noastră, din câte vă cunosc eu și din câte vă văd acum telespectatorii care nu vă cunosc din această postură, n-aveți nici pălăria în cap, n-aveți nici tolobonii, nici... Nu? Da, tolobonii nu-i mai port din vremea festivalului când portam opinci. Strâng de lână se numesc. Și bocanci. Deci n-aveți bocanci, n-aveți nimic. Da. Sunteți la... Nu sunt în costum pădurenesc. La cămașă, la așa... Nu să sunteți un tip cu bun simț și mai liniștit așa de felul dumneavoastră. Da, așa este. În politică mai e cu hau-hau, cu miau-miau, cu din astea. Credeți că o să vă adaptați?
Sunt la început de când drum. Spun hau-hau, mă gândesc la răituri, mușcături. Sunt la început de drum și mi-am asumat acest drum. Vreau să capăt cât mai multă experiență, să învăț de la oameni care au experiență, să învăț lucruri bune, bineînțeles. Și bineînțeles că mi s-a spus că mușcături, că hau-hau, sunt conștient de ele, le accept. M-ar dorea într-adevăr să vină din partea unor apropiați de mei. Într-adevăr, dacă vine de la oameni care doar au dorința de a spune ceva rău, să fie sănătoși. Nu vreau să le pun la suflet toate. Păi nici nu cred că are rost să le pun la suflet. Exact. Și atunci o să iau în seamă sfaturile oamenilor care îi cunosc, oamenii de bine și care mă învață spre bine. Și consider că la vârsta mea de 30 de ani este o vârstă oportună pentru a începe o carieră politică. Am înțeles. Locul 2, cine, domnul Grigoraș? La 45 de ani consider că trebuie să ne prezentăm pe noi și ce putem noi să facem. Deci nu asta este pe locul 2. Eu sunt pe locul 2 și revenind la 45 de ani, cred că trebuie să facem ceva pentru Hunedoara, iar din experiența pe care am căpătat-o până acum, atât administrativ, cât politică, cât și în afacerile pe care le derulez, am învățat că niciodată nu crești lovindu-l pe celălalt, spunând că celălalt este prost. Asta nu te face pe tine mai bun. Noi trebuie să ne prezentăm. Noi, chiar dacă unii în această campanie au început firav, poate cu oarecare invidie vis-a-vis de lista noastră de candidați, să ne mai atace, noi nu le răspundem cu aceeași monedă, pentru că nu asta este invidie, interesul nostru. De ce invidie? Pentru că nu degeaba ne lăudăm că avem cea mai tare echipă din oraș. Considerăm că așa este și nu suntem singurii care considerăm asta. Considerația noastră a pornit tocmai de la aprecierile celorlalți când au văzut echipa noastră. Pe Bogdan deja l-ați cunoscut, este prezent în studio și foarte, foarte multă lume îl cunoaște și știe că în afară de faptul că este un bun promotor a tradițiilor din Ținutul Pădurenilor, este și un om care are totuși niște studii destul de bogate la bază și ce apreciem noi cel mai mult este extraordinarul de bunul simț pe care îl are, pentru că din ce în ce mai greu găsești oameni de bun simț care să mai vină și cu un pachet de educație curată și în același timp cu credința că lucrurile trebuie să se facă și în voința celui de sus, nu numai în voința celor de care sunt muritori pe acest pământ. Așa. Plecând mai departe cu prezentarea listei, eu sunt locul 2, Cristian Grigoraș, 45 de ani, tatăl unei proaspete studente pe care mă strădui din răzputeri să o întorc în Hunedoara, dar pentru asta Hunedoara trebuie să poată să ofere ceva tinerilor noștri să îi țină acolo și cred că este singura șansă a Hunedoarei de a se relansa din toate punctele de vedere, să-și țină tinerii acasă. Om de afaceri, pornit din 2001 cu afaceri, în momentul de față, mie îmi place să spun că am un contract social, nu că am angajați, am un contract social cu familiile acestora. Plătim salarii la peste 100 de angajați și colaboratori, nu e tocmai ușor în vremurile noastre. Foarte activ și în societatea civilă, să spun, sau în orice alte activități care nu țin neapărat de afacerile pe care le derulez. Sunt și președinte al patronatului, a Confederației Patronatului Român pe județul Hunedoara. O activitate care mi ia destul de mult timp, dar cu oarecare satisfacție, pentru că am contact cu o grămadă de potențiali investitori, dar o să ajungem să discutăm și despre asta, pe care aș vrea să-i aduc în Hunedoara, numai că nu vin pur și simplu. Dar o să discutăm ce înseamnă administrație publică și posibilitatea de atragere a investitorilor. În afară de asta, în activitatea mea și profesională și extraprofesională, sunt în corpul de rezervă a înalților funcționari publici, absolvind un curs de genul acesta. Am participat și la viața, activ, la viața credincioșilor, să spun, creștini ortodoxi din județul Hunedoara, pentru că am făcut parte din prima formă de organizare a Consiliului Eparhiei Hunedoarei și Devei, atunci când s-a înființat Episcopia Hunedoarei și Devei, fiind în acel grup de început prin votul căreia a fost ales preasfințitul Părinte Gurie.
Foarte activ într-o grămadă de organizații cu tentă profesională sau nu numai, ONG-uri și clustere culturale. Absolvent ca și Bogdan de două facultăți, am terminat științe economice la Timișoara, iar după aceea, pentru că afacerile mele au început să se deruleze, în special în zona instalațiilor și construcțiilor, și mă săturasem să spună lumea domnul inginer prin natura afacerilor, am fost cumva forțat să termin și ingineria, pentru a-mi spune pe bune domnul inginer colaboratorii, dar și pentru că o grămadă de autorizații specifice au nevoie de studii tehnice și atunci a trebuit să desăvârșesc și aceste studii. Bun, hai să trecem la restul echipei. La acea listă cea mai tare din oraș, așa, despre care spuneam. Pe care v-ați lăudat și o trâmbitat. Așa. După mine, nu neapărat într-o ordine pe listă, ci mai degrabă într-o ordine aleatorie, pentru că noi cum suntem... Cum vă vin, noi sunt, nu neapărat cum vine, pentru că suntem echipă. Și am pornit la drum ca fiind o echipă, nu neapărat cu un clasament. Vorbim de... Diana Dunai, o absolventă tot de două facultăți, de asta mi-a și venit prima dată minte că tot făceam referire la niște studii făcute la vremea lor și complementare. Absolventă tot a două facultăți, care lucrează în acest moment într-o multinațională și cu experiență atât în România, Europa și Statele Unite, și care încet încet se cam trage către casă, vrând să dea ceva din tot ceea ce a învățat până acum. Bogdan Cical, iarăși un tânăr care a studiat în Anglia, a început niște afaceri în Londra, un om foarte activ și cunoscut, mai ales în mediul online, pentru că afacerile lui ca agenție de marketing se derulează în special în zona aceasta, și care de aproape 2 ani a revenit în Hunedoara, s-a stabilit și a început afacerile în Hunedoara, având deja clienți chiar din municipiul Hunedoara, pe lângă bagajul de clienți pe care l-a adus din mediul internațional odată ce s-a mutat de la Londra în Hunedoara. Vorbim nu numai de tineri, vorbim și de oameni cu foarte mare experiență. O avem pe listă pe Liana Mirea, pe care hunedorenii o cunosc ca fiind directorul economic al primăriei Hunedoara până când a ieșit la pensie, tocmai în vremea care încă provoacă nostalgie extraordinar de puternice în rândul hunedorenilor, pe vremea domnului primar Mariș. Doamna Liana Mirea a condus compartimentul financiar contabil cu mână de fier și cred că este de menționat că în momentul în care și-a terminat mandatul de director economic, imediat după ce domnul Mariș nu a mai fost primar, a fost singura etapă în care primăria Hunedoara a lăsat moștenire celui care a venit după aceea primar, nu datorii și proiecte, ci o rezervă de aproape 7 milioane de euro, ceea ce nu este de aici de acolo. Păi bun, astea sunt vremuri de mult. Sunt vremuri de mult, dar avem nevoie de experiența dumneaei în această echipă, pentru că ne poate învăța cum putem să mai facem aceste lucruri. Pentru că în acest moment primăria Hunedoara și nu este neapărat o pată pe obrazul actualului primar. Aș spune nici măcar pe a primarilor de dinainte. Dar primăria Hunedoara, pentru că nu mai are un venit propriu bogat, deoarece tinerii au cam migrat și tot ceea ce ar trebui să contribuie la bugetul local a început să fie din ce în ce mai diminuat, primăria Hunedoara a ajuns să se îndatoreze foarte, foarte mult. În acest moment, majoritatea proiectelor din Hunedoara, de fapt, îndrăznesc să spun chiar toate proiectele din Hunedoara, sunt finanțate din două componente. Ori fonduri europene, ori bugetul local. Dar bugetul local, de fapt, înseamnă datorie la bănci, adică din banii băncilor. Merg mai departe cu prezentarea echipei. Îl avem pe Dan Apostolescu, pe care hunedorenii îl cunosc foarte, foarte bine. Este expert în achiziții publice, este funcționar public cu o experiență bogată și în zona politică, dar mai ales în cea administrativă. Vorbim de Radu Leonhardt, care este un om de afaceri destul de cunoscut și el implicat prin toate afacerile pe care le desfășoară atât el cât și soția lui, destul de implicați în viața hunedorenilor. Vorbim de Amira, care
este până la urmă consilierul juridic a unei foarte importante firme de salubritate și vine cu o experiență din această zonă, iar salubritatea, vrem nu vrem, face parte din viața noastră și trebuie să încercăm ca și administrație publică locală să o gestionăm foarte, foarte bine alături de tot ce înseamnă furnizare de utilități. Vorbim de Dana Siri, care este, pe lângă faptul că a studiat științe juridice și a profesat o vreme în zona aceasta, este cunoscută de către cei din ICSH ca un foarte bun proiectant. De o vreme este, îmbogățește, dacă pot să zic, paleta culturală a municipiului Hunedoara, fiind unul dintre artiștii plastici care încearcă să promoveze Hunedoara prin frumusețea artei. Mai sunt? Mai sunt, efectiv, acum încercând să spun de ei, încerc să-mi aduc aminte de fiecare ce poate și ce poate să ofere hunedorenilor, pentru că asta interesează pe hunedoreni. Lista de consilieri locali e lista de consilieri locali, eu nu cred că foarte mult se uită pe listă. Sincer, asta e părerea mea. Ba, cred că se uită. A spune de Adi Didia, care vine cu moștenirea mamei sale, o foarte cunoscută finanțistă în municipiul Hunedoara, și ei în familie desfășoară astfel de activități în continuare și au o expertiză pe acest domeniu. Vorbim de oameni cu bun simț care, dincolo de ceea ce au studiat, au și făcut pentru oameni. Și în acest sens vreau să amintesc pe Simona Slătineanu, care pe lângă faptul că este o foarte bună finanțistă și duce în spate contabilitatea numeroase firme din Hunedoara, mi-a plăcut extraordinar de mult povestea ei când știu că acum ceva mai bine de 2 ani, datorită faptului că blocurile, mă rog, blocurile din cartierul în care locuiește au rămas fără apă, ei știind că și-au plătit totuși tot ceea ce aveau de plătit către Asociația de Proprietari, și fiind în domeniu, au făcut un audit la acea asociație. Au descoperit că administratorul de fapt a cam plecat cu banii și de fapt de aici a derivat datoria pe care o aveau către operatorul de apă, respectiv APAPROD. Și de atunci, vorbim de mai bine de 2 ani, lucrează pro bono pentru aceste asociații de proprietari, tocmai pentru a nu se mai întâmpla astfel de lucruri și rezolvând problema vecinilor ei, ceea ce deja arată că are un profil extraordinar de bun pentru consilier local, pentru că deja face lucruri care trebuie să le facă un consilier local. Nu neapărat să închei, dar tot la capitolul tineri aș vrea să aduc aminte și de Cristian Tiric, care pe lângă faptul că este una dintre tinele speranțe a fotbalului hunedorian, foarte apreciat în actuala echipă de juniori, vine cu un bagaj extraordinar din punct de vedere a educației și a ceea ce a învățat în familie, venind totuși dintr-o familie a unui preot foarte cunoscut din comunitate. Bun, aș vrea să aud și câteva idei, dacă se poate, domnilor, din postiurile noastre de candidat pentru Consiliul Local Hunedoara și candidat pentru primăria municipiului. Ce vă propuneți noastră în eventualitatea în care ați câștiga alegerile astea să faceți pentru municipiul Hunedoara sau în municipiul Hunedoara? Aș face o mică, dacă îmi permiteți, corecție. Nu ce ne propunem în eventualitatea în care am câștigat. Așa, nici n-am să spun ca și ceilalți candidați că noi suntem câștigătorii. Nu, noi vrem să spunem ce vom face, indiferent cine va câștiga, pentru că asta trebuie să facem. Suntem locuitori a municipiului Hunedoara, am intrat în această campanie dorind mai bine pentru Hunedoara. Nu neapărat că dacă ajungem acolo vom face și să promitem doar în condițiile în care ajungem acolo. Mi se pare deja o chestie de prost gust și îndemn hunedorenii să-i taxeze corespunzător pe cei care vin cu un pachet de promisiuni electorale pe care vor să le aplice doar dacă ajung acolo. Nu, cred că este momentul ca indiferent cine va întruni majoritatea încrederii exprimate prin vot de către hunedoreni, noi toți ceilalți, și am propus deja aceste lucruri, noi toți ceilalți să ne dăm mâna, să fim lângă viitorul primar, lângă viitoarea echipă de consilieri locali și să-i ajutăm cu tot ceea ce am spus noi în campanie că vrem să facem.
Iar ceea ce face parte din proiectele noastre, dar cu paranteza de rezervă, că așteptăm și pe locuitorii municipiului Hunedoara să vină pe către noi, intrând pe site-ul prohunedoara.ro, iar la secțiunea Implică-te, prin platformă, să ne propună ceea ce își doresc ei și chiar să ne invite în cartiere să discutăm la fața locului vis-a-vis de ceea ce își doresc ei, pentru că ne vom limita puțin ieșirile în cartiere, pentru că ținem și la sănătatea dumneavoastră. Suntem totuși în plină pandemie și trebuie să luăm lucrurile în serios. Aș încerca să nu comentez prea mult despre ce fac ceilalți candidați și faptul că ies una într-una de atâta vreme este problema lor. Noi încercăm să avem grijă și de Hunedoara și de sănătatea lor. Și atunci invităm, măcar prin zona online, pe site-ul prohunedoara.ro, să vină cu aceste idei. Dar ceea ce venim noi ca propunere, dacă hunedorenii sunt de acord, este că pentru revitalizarea municipiului Hunedoara trebuie să transformăm obligatoriu Hunedoara în destinație turistică. Este o speranță de dezvoltare imediată. Păi este ceva? Nu este? Este ceva palpabil și deja este funcțional. Faptul că la Castelul Corvinilor deja numărul de vizitatori depășește sute de mii, tinde să depășească chiar 400 de mii, să se apropie de 500 de mii de vizitatori pe an, este un lucru extraordinar și trebuie exploatat ca atare. Dar asta nu înseamnă doar Muzeul Corvinilor și tot ceea ce se vrea construit prin proiectele câștigate deja. Avem cunoștință de ele și nu vreau să mai fac referire la ele. Hunedorenii deja le cunosc, au fost promovate. Știu că liniile de finanțare deja sunt asigurate, s-au semnat contractele de finanțare, urmează toată procedura de licitație și punere în operă până la recepția acestor lucrări. Dar venim cu niște idei complementare pe care vrem să le vedem rezolvate pe lângă tot ceea ce a gândit actuala echipă din primăria Hunedoara. În acest sens, spuneam la un moment dat că printre studiile mele este și faptul că sunt în corpul de rezervă a înalților funcționari publici. Dosarul de susținere a examenului cuprinde tocmai ceea ce vreau să fie un proiect implementat cât se poate de repede. Este cumva mulat, pe exemplu, Budapesta și asta presupune în linii foarte mari, iar dacă cineva este curios și vrea să-l studieze, îl pun la dispoziție cu termene, cu posibilitatea de finanțare și cum se poate implementa. Dar în linii foarte mari, toată zona centru vechi ar trebui să devină o zonă comercială, nu rezidențială așa cum este acum. Hunedorenii știu foarte bine la ce mă refer. Ne este foarte mare rușine când vine un vizitator să-l ducem către castel, pentru că îl ducem printr-o zonă care arată cum arată și toți ne întreabă, dar unde mă duci? Pentru că zona de translație dinspre centrul orașului către castel nu este neapărat cea mai fericită din punct de vedere arhitectural și acum arată. Și atunci, noi ne dorim foarte mult să o transformăm într-o zonă comercială. Probabil va fi una dintre primele propuneri pe care le vom face comercial în Consiliul Local. Ca tot ce înseamnă imobile acolo să aibă o cotă de impozitare foarte mare, dar cu o perioadă de grație în care fiecare să încerce să dezvolte o mică afacere. Că este artizanat, că este o berărie, că este orice magazin de suveniruri, absolut orice, să fie cu cotă de impozitare zero. Da, acum locuiesc cu oameni. Dar încet, încet, prin acest proiect de schimbare a clasei de impozitare, vor crește și prețurile, astfel încât le putem oferi posibilitatea oamenilor care locuiesc acolo să-și vândă la un preț consistent proprietatea către cineva care vrea să înceapă o mică afacere într-o zonă care e clar că se va dezvolta în acest sens și să se poată muta în oraș, astfel încât acea zonă, încet, încet, exact, repet, exact pe proiectul Cetate Budapesta. Același lucru s-a întâmplat și acolo. Dar lucrurile se întâmplă în timp. În 2-3 ani se poate întâmpla natural acest lucru. Încet, încet, acea zonă să devină o zonă comercială, să devină un fel de centru vechi al Bucureștiului cu program de funcționare non-stop, în care atât tinerii orașului să poată să stea, să aibă unde să-și descătușeze energia, dar în același timp să devină o atracție și pentru vizitatori, pentru turiști. În acest fel am văzut comunități în Europa de 20-30 de mii de locuitori care trăiau din servicii de pe spatele unui monument, nu atât de impunător ca și Castelul Corvinilor. Deci, se poate.
Doar trebuie să ai un pic de viziune și de voință. Este unul dintre proiecte. Ne dorim foarte mult ca în zona din spatele ambulatoriului din Spitalul Municipal Hunedoara, pentru că este o zonă verde generoasă, să apară un parc în care bolnavii, și așa într-o condiție și psihică nu tocmai potrivită, datorită faptului că în momentul în care ești bolnav trupește, cred că nu îți este tot una și ești un pic afectat și pe plan emoțional, un parc în care ei să se relaxeze. În acest moment, în Spitalul Hunedoara nu există un loc de recreere, există un mic punct de alimentație publică în interiorul spitalului, mai multe în zona de exterior a spitalului. Cred că ar fi potrivit o terasă și, sau știu eu, un parc, amenajarea unui parc de relaxare în zona verde din spatele ambulatoriului din municipiul Hunedoara. Foarte mulți povestesc despre proiectul cu Mocănița la Hunedoara. Este un proiect extraordinar, un proiect de suflet, așa cum este și echipa de fotbal, cum este gara Hunedoara, dar trebuie să ne gândim și cum se pot ele realiza. Nu este suficient să venim cu niște lozinci, cu niște proiecte aruncate foarte simplu din gură, care stârnesc emoții în rândul locuitorilor și să nu știi cum să le aplici. În acest moment, proiectul Mocănița este aproape irealizabil, tind să spun că este irealizabil datorită faptului că fosta structură, calea de rulare a acestui tren pe șină îngustă se desfășoară pe teritoriul a 3 UAT-uri. Este foarte, foarte greu de făcut o asociație intercomunitară între cele 3 consilii locale, iar după aceea, prin această asociație, se găsește și sursa de finanțare. Și este o finanțare enormă, pentru că în acest moment ecartamentul nu mai există, s-a furat, mai există o problemă legală. Știu că există și niște revendicări pe acea zonă, iar mai mult decât atât, o societate comercială care în momentul de față este în procedură de insolvență are mare parte din, este proprietar pe mare parte din acest teren. Și atunci lucrurile sunt irealizabile. Este un proiect pe care ne l-am dorit să-l punem în aplicare cu colegul nostru, cu Dacian Ciodaru, candidatul de președinte al Consiliului Județean. Pentru că acest proiect ține mai degrabă de Consiliul Județean. Repet, fosta cale de rulare se desfășoară pe teritoriul a 3 unități administrativ-teritoriale. Nu putem să discutăm doar de Consiliul Local Hunedoara pentru acest proiect. În schimb, dacă hunedoreni își doresc și cred că este o potențială atracție în proiectul ăsta de dezvoltare turistică, ca ofertă turistică a municipiului Hunedoara, putem să discutăm în Consiliul Local de o astfel de activitate de entertainment în, pur și simplu, de jur împrejurul municipiului Hunedoara. Dacă tot se investește, nu trebuie neapărat să gândim o mocăniță care să se ducă până în Ținutul Pădurilor. Ne dorim acest lucru pentru că toată zona trebuie promovată și avem de câștigat dacă gândim puțin la nivel macro, dincolo de barierele municipiului Hunedoara. Dar să venim cu un pachet turistic ca regiune, ca zonă. Dar dacă tot ne dorim, putem să încercăm o astfel de mocăniță de jur împrejurul municipiului Hunedoara, astfel încât să fie un proiect doar al municipiului Hunedoara și atunci realizabil destul de rapid. Să cuprindem, bineînțeles, și zona grădina zoologică și zona pădurii Chizit, care până la urmă este declarat SIT Natura 2000 și trebuie promovat ca atare. În pădurea Chizit putem să dezvoltăm ceea ce până la urmă și legislația solicită și cred că ar fi iarăși o chestie pe care hunedorenii ar aprecia-o pentru că au oarecare nostalgie de vremurile în care se duceau la pădure de 1 mai, de 23 august. Până la urmă nu contează ce reprezentau aceste zile, ci faptul că acolo hunedorenii se întâlneau și socializau. Cred că lucrurile astea ar trebui să se reîntâmple, probabil în fiecare weekend, cum vor hunedorenii, sau în anumite date care înseamnă ceva pentru istoria municipiului Hunedoara. Și atunci spuneam că și legislația o cere, în acest moment municipiul Hunedoara nu are o zonă de grătare așa cum pe legislația de mediu se cam solicită și am putea să creăm o astfel de zonă tocmai la pădurea Chizit, pentru că zona pe care hunedorenii o cunosc, unde oricum se fac grătare, unde nu se mai fac, se făceau înainte, dar pe zona în care se făceau înainte, în momentul de față, nu se mai fac grătare, nu s-au făcut, nu se mai fac în acea zonă, neapărat. Se fac hunedorenii și românii în general, sunt mari amatori de grătare, ar fi și culmea. Nu ne dezicem tradițiile și obiceiurile.
Dar în zona respectivă în care erau obișnuiți hunedorenii, acum sunt case și este foarte bine că este zona în care sunt și loturile de case pentru tineri, dar noi ne putem duce cu această zonă de relaxare un pic mai încolo de pădure, către fosta carieră de nisip de la Hăjda, pe care hunedorenii o cunosc foarte bine, de la ultima casă locuibilă, municipiul Hunedoara, până la zona la care fac referire, este maxim un kilometru, adică numai bine de plimbat pe jos, prin pădure, zona de grătare. Este și o posibilitate a accesului auto. Eu vă stimați pe noi, îl vedeți noastră pe Românaș, mergând pe jos un kilometru, da, cu în special pe tineri îi văd și tocmai asta este, nu cu grătarul în spate. Pentru că zona respectivă de relaxare presupune și este până la urmă o solicitare a legislației în vigoare. Da. Ca aceste grătare să fie acolo, să fie cu cărnița în spate, cu sucul, cu berica la 2 litri. Pe tinerii văd și mă bucură foarte mult că am o proprietate și în castelul din Hunedoara și câtă vreme locuiam acolo, mă bucuram extraordinar de mult când vedeam tineri cu rucsacul în spate, cu aparatele de fotografiat la gât, cum luau panta în piept și se duceau în zona dealului Sânt Petru pentru a fotografia panorama cu Hunedoara și probabil și a face un mic picnic acolo. Da, mă bucur. Să știți că tinerii hunedoreni chiar fac mișcare, atât cât rămân în Hunedoara. Problema este ce facem noi să-i readucem în Hunedoara și să-i ținem acolo. Discutam de locuri de muncă, avem o viziune și vis-a-vis de atragerea investitorilor. Investitorii ar veni în Hunedoara. Chiar eu prin patronat am discutat cu câțiva investitori să aducă către Hunedoara, iar discuțiile au fost foarte productive pentru că am tras o concluzie. De ce nu vin investitorii în Hunedoara? Investitorii ar veni în Hunedoara pentru că au teren propice pentru dezvoltarea unor capacități de producție. Consiliul local le poate oferi un teren și reduceri la taxele și impozitele locale. Întrebarea celor cu care discutam pentru a veni cu posibile investiții în Hunedoara era: ok, lucrurile astea mi le dă orice municipalitate din România. Mi le poate da Sibiu, mi le poate da Brașov, am dat doar niște exemple, nu neapărat că așa se și întâmplă. De ce să vin în Hunedoara să nu mă duc acolo, că e mai fain? Și le dau dreptate, cam așa este. Și tot ei au spus ce ar trebui ca să vină în Hunedoara și, de fapt, ce caută ca să se ducă în orice loc din România. Caută oameni pe care să-i angajeze. Sunt hunedoreni care acum, sigur, în gând mă vor critica și vor spune: dar avem, toată lumea caută locuri de muncă, nouă ne trebuie investitori. Da, toată lumea caută locuri de muncă, dar locuri de muncă nu cu o calificare aparte, și pe un salariu cât mai bun. Suntem totuși într-o piață concurențială. Nimeni nu o să dea un salariu extraordinar numai dacă acel salariu îl produci. Îți aduce plus valoare ție ca afacere. Și este normal, este cerere și ofertă. Omul ăla în spate se chinuie să aducă contracte, să dea de lucru oamenilor, oamenii trebuie să vină cu o productivitate, să susțină acea afacere, să meargă mai departe. Și bineînțeles, el să rămână angajat acolo. Ei, lucrurile nu se întâmplă chiar așa. Avem exemplul Drexelmeier, care a angajat prima dată a angrenat în producție foarte multă forță de lucru din Hunedoara, dar firesc, cum se întâmplă în capitalism, încet încet și-au făcut calcule și au spus: nu, trecem la retehnologizare și începem să automatizăm toate liniile de producție. Și încet încet lucrează din ce în ce mai puțin în Drexelmeier, în Hunedoara. Este firesc. Același lucru se poate întâmpla cu orice investitor. Nu asta ne dorim. Și atunci, pentru a putea aduce investitori, avem nevoie de forță de lucru calificată. Să avem forță de lucru calificată și am luat exemplu Cluj. Clujul s-a dezvoltat pe spatele studenților, aș putea să spun. Dar cu o viziune. Pentru că au dezvoltat foarte mult zona de IT și în momentul în care ai absolvenți de IT acolo, firmele de IT vin acolo. Și toate astea duc după aceea la dezvoltare. Asta trebuie să facem și la Hunedoara. Și atunci m-am uitat la institutul de la Hunedoara, cel care aparține de Politehnica Timișoara, și m-am uitat că nu avem secții atractive. Am vorbit cu prieteni de la Politehnica Timișoara și cu prieteni de la Cluj, pentru că sunt destinațiile prioritare ale viitorilor studenți din Hunedoara, și am întrebat: de ce nu aduceți niște secții de genul ăsta la Hunedoara? Și mi-a spus: dacă aducem secții de genul ăsta la Hunedoara, tinerii rămân în Hunedoara. Și am spus: da, asta vrem. Da, dar noi pierdem catedre. Și atunci înțeleg și pe ei.
Și atunci am început să discut cu centrele universitare care sunt mai depărtate de Hunedoara. Lucrul ăsta îl spun pentru că sper, indiferent care va fi rezultatul în 27 septembrie, să se aplice Hunedoara pentru Hunedoara, pentru că este vital să ne ținem tinerii acasă. Și atunci trebuie discutat cu centrele universitare mai îndepărtate, unde hunedoarenii ajung mai greu, care cred că ar fi mai degrabă curioși să aducă secții în Hunedoara. Astfel încât să fie niște secții atractive, să avem niște tineri specializați pe ceea ce se cere în acest moment, pe IT, pe robotică, pe managementul afacerilor. Astea sunt lucrurile care se cer acum. Înțeleg, Hunedoara are o tradiție tehnică creată prin combinatul siderurgic Hunedoara, dar nu mai este capacitate de producție, nu se mai cere aceste lucruri. Iar complementar la acest lucru, trebuie să facem în Hunedoara cât mai multe locuri care să-l facă pe tânăr să se simtă cum s-ar simți în Cluj, cum s-ar simți în Timișoara, cum s-ar simți în orașele mari. Sunt tineri, au nevoie și ei de distracție. Asta îi ține pe ei acasă și la studii, dar și pentru că le creăm un potențial de distracție, ne aduce și turiști. Orașul, până la urmă, este câștigat din toate punctele de vedere. Ei, și atunci cred că ar veni și investitorii. Cred că am spus prea multe și Bogdan are multe de spus de proiectele care vizează zona culturală a Hunedoarei. Eu cred că v-a rămas foarte puțin de spus despre proiectele astea, pentru că mai avem maxim 3 minute și jumătate. Așa că o să vă rog să încercați să spuneți ce mai apucați. Da, îmi propun în calitate de consilier local să contribui la implementarea tuturor proiectelor bune ce sunt pentru municipiul Hunedoara și îmi propun să contribui în primul rând la revitalizarea vieții culturale din Hunedoara și așteptăm cu mare interes finalizarea lucrărilor de la Casa de Cultură care este nepracticabilă de ani de zile și cu siguranță hunedorenii simt lipsa unor spectacole, unor teatre, să spun așa. Îmi doresc de asemenea să mă implic în dezvoltarea proiectului ce ține de satul etnografic de lângă Castelul Corvinilor. Fac parte din Asociația Pădurenilor, sunt acolo o serie de producători tradiționali din Ținutul Pădurenilor și cu siguranță pe ei putem aduce la Hunedoara. Îmi doresc o comuniune între Hunedoara și Ținutul Pădurenilor pentru că... Care există oricum, pentru că mulți din Ținutul Pădurenilor locuiesc în Hunedoara. Da, să o facem și mai practică prin următoarea idee, că Hunedoara se poate îmbogăți prin tradițiile pădurenilor, prin imaginea Ținutului Pădurenilor, iar Ținutului Pădurenilor localnicilor de acolo le-ar fi foarte benefici ca anumiți turiști care vin în Hunedoara să urce și către Ținutul Pădurenilor. Îmi doresc de asemenea să discutăm mai mult în Consiliul Local despre locurile de parcare pentru persoanele cu handicap, care în momentul actual sunt insuficiente și sunt o problemă pentru copiii cu dizabilități. Și cu siguranță noi, hunedorenici și cei care sunt în Consiliul Local, trebuie să facem mai mult pentru acești copii, pentru aceste persoane, pentru că ele nu au nicio vină că sunt așa. Dimpotrivă, noi trebuie să-i sprijinim ca și concetățeni. Bun, domnilor, am cam ajuns la finalul emisiunii. Fiecare, dacă aveți câte un mesaj pentru cei care vă privesc în acest moment, în mod special pentru cei din municipiul Hunedoara, mă gândesc. Nu numai pentru cei din municipiul Hunedoara, ci pentru întreg județul. Îi îndemnăm să meargă în primul rând la vot, pentru că, deși este pandemie, nu noi am ales ca votul să se desfășoare în această perioadă, dar trebuie să mergem să ne exprimăm votul de încredere. Dacă acest vot vine către candidații pro-România, le mulțumesc din suflet, iar celor din municipiul Hunedoara îi rog să aibă încredere în noi, în echipa noastră, în echipa pro-România și le garantăm că vom fi întotdeauna alături de ei. Și în același timp îi invităm să vină pe site-ul www.prohunedoara.ro pentru a comunica cât mai des și a încerca să facem împreună cât mai bine pentru Hunedoara. Eu le transmit următorul mesaj, cu toții să fim mai buni. Într-adevăr, cred că România are nevoie de oameni noi, cred că are nevoie de schimbare în mediul politic, nu întru totul, bineînțeles, pentru că tot această schimbare trebuie să se facă în timp. Ne dorim să facem lucruri bune pentru hunedoreni și de ce nu pentru țară, pentru toți cei care vor veni Hunedoara să plece cu un
cu un gust plăcut, cu o amintire plăcută de aici din Hunedoara. Domnule, vă mulțumesc pentru prezentarea emisiunea, vă doresc succes. Și noi mulțumim. Stimați la spectatorii, Cristian Grigoraș, candidat pro-România la funcția de primar al municipiului Hunedoara, și Bogdan Toma, candidat de asemenea pro-România pentru funcția de consilier local al municipiului Hunedoara, au fost invitații noștri. Sunt Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu noi, numai bine!